Invitații de onoare ai Clubului Iubitorilor de Cultură la întâlnirea din această lună au fost reprezentanții Societății Culturale Anton Pan din Râmnicu-Vâlcea, președinte profesor dr. Nicolae Dinescu, moderatorul întâlnirii, Societatea Culturală Artemis, reprezentată de către Maria Diana Popescu, poet și publicist, Zenovia Zamfir de la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea, cu o carte în dezbatere, Patriarhul Justinian Marina, părintele sufletesc al neamului românesc, urmată de vizionarea unui film documentar despre viața și opera Patriarhului Justinian Marina, realizată de Biblioteca Județeană Antim Ivireanul. Pentru că suntem la începutul de primăvară, ne-am gândit să vă facem o clipă frumoasă la acest moment important. Ați auzit încă de la început un rol important au colegele mele de la Biblioteca Județeană. Vreau să le mulțumesc copiilor, cred că sunt de la seminar și cred că o să aibă sau sper să înțeleagă că astăzi avem efectiv o mică parte din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și pentru că o imagine face uneori cât 1000 de cuvinte, o să lăsăm imaginile să vorbească de la sine, dar nu înainte de a vă spune că aducerea aminte de înaintașii noștri este o datorie creștinească, dar în același timp și o poruncă dumnezeiască. În perioada de păstorire a Patriarhului Justinian Marina s-au construit din temelie 302 biserici și au fost reparate sau restaurate alte 2345. Prezent la Clubul Iubitorilor de Cultură, George Rotaru a ținut să menționeze faptul că au fost făcute deja demersurile pentru construirea unei mănăstiri în satul natal al Patriarhului.